Trei păstori se întâlniră. Trei păstori se întâlniră. Trei păstori se întâlniră. Trei păstori se întâlniră. Raza soarelui, floarea soarelui și așa se sfătuiră. Hai să trăiți bine, român de pretutindeni, în ajun de Crăciun am ieșit într-un parc pentru că vreau să-mi continui activitatea sportivă și să pierd acele kilograme acumulate în ultima perioadă, mai ales în vacanța pe care am petrecut-o la New York. Mai am de făcut câteva cumpărături, dar încă este destul de dimineață, trebuie să respectăm legea americană, nu putem cumpăra alcool când vrem noi. Mai mult decât atât, dacă tot vorbim de legislația de peste ocean, am înțeles că de la 1 ianuarie se legalizează consumul de marihuana. O chestie bună sau nu? Mai mult decât atât, tinerii nu vor mai putea cumpăra tutun înainte de împlinirea vârstei de 21 de ani. Iată cu ce vești vin în ajun de Crăciun, dar vreau să fac aceste precizări. Așadar, ce voi face într-o astfel de zi, pentru că sunt ancorat și eu bine în tradiția românească din jurul acestei importante sărbători, m-am decis ca să o pun de o plăcintă. Sunt mare amator de bucate tradiționale, nu pot să mănânc prăjituri care conțin diferite creme. Am crescut cu plăcintele sau cu pâinea de casă a bunicilor, care avea un cuptor. În momentul de față acesta a fost înlocuit cu o construcție, hai să spunem, modernă. Cu toții, vorbesc de cei ce am crescut la țară, am observat că ulterior acele cuptoare au fost dărâmate și înlocuite cu tot felul de construcții. Unele practic au fost rase de pe suprafața pământului doar pentru a mai câștiga un spațiu. Totuși, eu zic că au fost niște lucruri nena locul lor care s-au petrecut. Iată că în această perioadă avem nevoie de aceste cuptoare, deoarece magazinele sunt pline de bucate care conțin tot felul de chimicale. Dar cui mai pasă? Majoritatea dintre noi dorim să avem o masă bogată de Crăciun și nu mai ținem cont de ce conțin astfel de produse. Așadar, vreau să fac și eu o plăcintă, ador să mănânc plăcintă cu mere în preajma unei sărbători, nu contează ce fel de sărbătoare este aceasta. Așa cum spuneam, am crescut cu bucatele tradiționale românești și m-am pregătit pentru acest lucru. Am fost la magazin să cumpăr mere, am luat niște untură zilele trecute și mai am acasă restul de ingrediente de care am nevoie. Așadar, o să vă iau cu mine în bucătărie și o să vă prezint modul în care am să fac pentru prima dată în viața mea.